Potrivit ultimelor date oficiale, incidența cazurilor de COVID-19 este în scădere. Astăzi, rata de infectare a ajuns la 2 la 1000 de locuitori. Totodată, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19 cazuri noi și un deces. Vești bune pentru mehedințeni. După ce săptămâni la rând județul Mehedin s-a confruntat cu o explozie de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, localități carantinate, dar și o mulțime de decese, situația începe să se îmbunătățească. Rata de incidență la nivelul județului este într-o continuă creștere. Situația epidemiologică din județul Mehedin de astăzi, 12 aprilie, este următoarea. 721 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 461 sunt persoanele izolate la domiciliu asimptomatice. 173 persoane se află internate în spitalele suport COVID din județul Mehedinți. În ultimele 24 de ore, în județul nostru au fost confirmate COVID-19, 19 cazuri de infecție și au fost declarat un deces. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul nostru este de 2. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost vaccinate 139 de persoane cu prima doză de vaccin și 454 persoane au fost vaccinate cu cea de-a doua doză de vaccin împotriva COVID-19. Până în prezent, în județul Mehedinți au fost vaccinate 39.246 de persoane și au fost primite de la Centrul Regional de Stocare și Distribuție a Vaccinului 40.172 doze de vaccin. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin este la un pas de a ieși din scenariul roșu, rata de infectare ajungând astăzi la 3,07 la 1000 de locuitori. Totodată, cea mai afectată localitate rămâne în continuare Bâcleș, cu rata de 10,95, care în acest moment este în carantină.